cu muzică, voie bună și cadouri, așa și-au început pensia de ziua Marinei cu ocazia Zilei Mondiale a Persoanelor Vârstnice. Primăria Sectorului 5 și Casa de Ajutor Reciproc Omenia le-a oferit celor prezenți pachete și un spectacol de relaxare. Pensionarii au ajuns dis de dimineață la Colegiul Viilor, unde au fost așteptați cu pachetele voluminoase. Bucură, pentru că sunt pensiile foarte mici și vă dați seama, un pensionar, deci din ce îmbătrânești, ai nevoie de mai mulți bani, pentru că sunt și medicamentele, sunt și regimurile care... Și totuși reușiți să-i ajutați cu alimente. Ce găsesc ei în aceste punguțe? În primul rând, satisfacția, bucuria că n-au fost uitați. Deci ce avem aici? Ulei, mălai, făină? Făină. Ce mai găsim? Cred că orez, zahăr, uitați. Pe lângă cadouri, cei prezenți au avut parte și de un spectacol bine pus la punct de către organizatori. Chiar acum, în această sală, îi vedem pe toți că execută aceleași mișcări. Sunt mișcări de tai chi. Este un sport, o relaxare pentru corp și minte, iar pensionarii astăzi asta învață alături de voluntari. Învață să se relaxeze. Imediat după acest moment, se vor ridica și vor începe să facă mișcări din ce în ce mai rapide. Primarul sectorului 5, Daniel Florea, i-a asigurat pe pensionari că aceste ajutoare vor continua să fie date și a promis proiecte importante pentru viitor. Să fiți sănătoși, fericiți, să vă vedeți copiii și nepoții bine, să trăiască frumos și vesel. De la anul vom putea să ajutăm mult mai consistent persoane în vârstă care nu au venituri care să le permită un trai decent. În fiecare an, pe data de 1 octombrie, în întreaga lume sunt sărbătorite persoanele vârstnice.